Iisuse, pastorul cel bun, când prin văi de-ntuneric tu treci, e lumina, e lumina, e lumina și unde-i soare pe veci, soare pe veci, soare pe veci. Când auzi glasul său Iisus, poți tot cerești. Cerul să vezi, cerul să vezi, cerul să vezi. Iisus e pastor cel bun. El te caută de-i noapte sau zi. Bucuria, bucuria, bucuria și să crezi. De-a ajuns să crezi, de-a ajuns să crezi. Mulțumim grupului Voces pentru aceste momente înălțătoare de închinare prin muzică. Urmează alte momente de meditație spirituală pe care ni le va oferi pastorul Mark Finlay. Vreau doar să anunț un lucru pe care cred că deja îl știți, dar trebuie întărit. Aveți deja două pliante. Un pliant în plicuri este acesta. Poate fi completat pentru cele 7 proiecte care au fost prezentate, pentru cele 7 proiecte susținute și propuse de ASI. Dar în același timp este un alt proiect cel mai costisitor, este un proiect de avangardă, este proiectul Spitalului Oncologic. Acesta este pliantul. Luați-vă timp de gândire, rugați-vă și cu siguranță Dumnezeu vă va îndemna să susțineți unul dintre proiectele care au fost prezentate până acum. Iar în minutele următoare, o meditație spirituală din partea pastorului Mark Finlay. For the last 30 years I've attended ASI conventions. Sunt cam 30 de ani de când particip la convențiile ASI. This year I've attended an ASI convention in Brazil, Portugal and now Romania.
Anul acesta am participat la convenții ASI în Brazilia, în Portugalia și acum în România. And I've seen over 30 years hundreds and hundreds of projects. Și de-a lungul acestor 30 de ani am văzut sute și sute de proiecte. But I think the most ambitious project that I've ever seen is the oncology hospital here in Tigamuris. Dar cred că acesta este cel mai ambițios proiect pe care l-am văzut vreodată, acest spital de oncologie. What a blessing that hospital will be to tens of thousands of people. Ce binecuvântare va fi acest spital pentru zeci de mii de oameni. It will have an international influence in the world. Și chiar va avea o influență internațională. Târgu Mureș will become a world center for oncology treatment. Târgu Mureș poate să devină un centru mondial în tratamentul cancerului. It will be like the Battle Creek of old, where people from all over the world came to be helped and treated. Deci nu ar putea deveni un loc asemenea acelui Battle Creek de demult, unde oameni din toată lumea veneau pentru tratament. The new hospital will blend scientific care, preventive medicine and loving, tender concern. Spitalul va combina îngrijirea medicală modernă, atenția acordată părții spirituale și o medicină preventivă holistică. So I want to commend you and your leadership for such a broad vision. Așa că vreau să vă apreciez, să vă exprim aprecierea mea pentru această idee din partea conducerii și din partea tuturor participanților. And God will bless you abundantly for that vision. Dumnezeu vă va binecuvânta în mod îmbelșugat pentru această viziune. I want to also bring you greetings today from our world president, Elder Ted Wilson. Vreau să vă aduc în această dimineață salutări din partea președintelui mondial al bisericii, pastorul Ted Wilson. He emailed me just before we came here. Chiar înainte de a veni aici, mi-a trimis un email. He has been in Africa for the last few weeks. În ultimele săptămâni a fost în Africa. And he said, be sure to let my friends in Romania know that we're looking forward to the massive evangelistic meetings that will be held in February. Și mi-a spus, transmite, te rog, fraților și surorilor din România că aștept cu nerăbdare acest mare proiect misionar în februarie anul viitor. Your conference president tells me that in this conference alone there'll be over 650 of those meetings. Președintele conferinței mi-a spus că numai aici vor fi peste 650 de asemenea proiecte. And I hope every one of you will be involved. Și sper că fiecare dintre dumneavoastră vă veți implica. Praying for the meetings, vă veți ruga pentru aceste inviting your friends, îi veți invita pe prieteni, attending the meetings, veți participa, and lay preachers preaching as well. Și mulți dintre voi chiar veți predica. Young people and adults. Atât tineri cât și adulți. This is an exciting time for Romania. Este un timp extraordinar pentru România. For God's work to go forward. În așa fel încât planurile lui Dumnezeu să meargă înainte. So let's open our Bibles today. Aș vrea ca acum să vă invit să deschidem Biblia. But before we do, we'll stand and pray. Dar înainte de aceasta, aș dori să vă invit pentru rugăciune să vă ridicați. Father in heaven, we're going to open your book. Tatăl nostru din ceruri, acum vom deschide cartea ta. We want to hear a message from heaven. Vrem să auzim un mesaj din ceruri. Not a human message. Nu un mesaj omenesc. But a divine message. Un mesaj divin. Not a message that comes from a human speaker. Nu un mesaj care vine de la un vorbitor uman. But a message that comes from the heart of God. Ci unul care vine din inima lui Dumnezeu. A message from Jesus. Un mesaj de la Isus. May the Holy Spirit impress our hearts. Fie ca Duhul Sfânt să miște inima noastră. With what you want us to learn today. Cu ceea ce tu vrei să învățăm astăzi. Come and be our teacher. Vino și fii tu învățătorul nostru. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amin. You may be seated. Să luăm loc. I read a story about an American working man a number of years ago. Am citit despre o istorisire, e vorba de un bărbat de vârstă medie și de clasă medie, un om care muncea. Now, I don't know if this story is true. Nici nu știu dacă e adevărată sau nu. But it's sure an interesting story. Dar cu siguranță că este interesantă. This working man always wanted to go on a Caribbean cruise. Omul acesta a dorit pentru multă vreme să poată să meargă într-o croazieră. He read books about cruises. A citit cărți despre croaziere. He watched some TV commercials about cruises. Se uita adesea la reclame la televizor despre croaziere. And he decided, once in my life I want to go on a cruise. Și a spus, odată în viață vreau să merg și eu într-o croazieră. So he worked for many years. A lucrat mulți ani. He was a common working man.
Muncea cu mâinile. Saved his money. A tot economisit bani. Finally he had enough money to go on the cruise. Și în cele din urmă a avut destui bani ca să meargă într-o croazie. So he went to the travel agency. A mers la agenția de voiaj. Bought his ticket. Și a cumpărat biletul. Now he thought to himself. Și s-a gândit. I will not have enough money to buy the food on the cruise. Nu cred că o să am destui bani ca să mănânc mereu la restaurantul de pe vas. Food must be very expensive. Mâncarea acolo trebuie să fie foarte scumpă. So he brought a few morsels with him in a little bag. Așa că și-a pus și-a pregătit o sacoșă cu bucăți de pâine, cheese and crackers. Pâine uscată sau biscuiți sărați și brânză. He loved the cruise. I-a plăcut foarte mult croaziera. The first day he ate cheese and crackers. În prima zi a mâncat biscuiți sărați și brânză. The next day he ate crackers and cheese. Și a doua zi a mâncat brânză și biscuiți sărați. Then he varied his diet and ate cheese and crackers. Și apoi a avut o variație, a But mâncat brânză one day, și as he was walking biscuiți. By the cafeteria. One day he's walking by the dining hall. Și într-o zi trecea pe lângă sala de mese. And he smelled the food. Și mirosul era nemaipomenit. And he thought, și s-a gândit, I have to eat one meal. Trebuie să mănânc și eu măcar o masă. Just one meal. O singură masă. And so he went to the steward of the dining hall. Și s-a dus la cel care conducea bucătăria. And he said, how much just was one meal cost? Și a întrebat, spune-mi, te rog, cât costă o masă? And the steward said, și acela i-a spus, may I see your ticket? Vrei să-mi arăți biletul? May I see your ticket? He showed him his ticket. Și-a arătat biletul. And the steward said to him, și acesta i-a spus, didn't anybody tell you? Nu ți-a spus nimeni? When you bought your ticket, când ai cumpărat biletul, you can come to the dining hall as much as you want. Poți să vii la sala de mese cât poftești. All the meals are free. Toate mesele sunt cuprinse, incluse. You say, what a silly story. Ce poveste stupidă. This man was eating cheese and crackers. Omul acesta a mâncat biscuiți sărați și brânză. When he could have been rejoicing at the banquet hall. Când ar fi putut să se bucure de ospăți în fiecare zi. Are you doing the same thing? Nu cumva și voi faceți la fel? You're a Christian. Sunteți creștini. You've accepted Jesus. L-ați primit pe Iisus. He offers you peace. Și vă oferă pacea lui. But you worry. Dar aveți în suflet îngrijorări. He offers you strength. Vă dă tărie. But you feel weak. Și totuși vă simțiți slabi. He offers you forgiveness. Vă dă iertare. But you feel guilt. Și totuși simțiți vinovăție. He offers you assurance. Vă dă siguranță. But you're uncertain. Și sunteți nesiguri. Are you doing the same thing? Nu cumva faceți la fel? You've come to Jesus. Veniți la Isus. You have your ticket to heaven. Aveți tichetul, aveți biletul But pentru cer. You're not feasting at the banquet hall. Și totuși nu mergeți în sala de ospăți pentru banchet. You're eating the cheese and crackers. Mâncați tot biscuiți uscați rather și brânză. Than eating at the dining hall. În loc să mâncați în sala de banchet. How can we have the confidence? Cum să avem încredere? The assurance. Siguranță. The peace. Pace. The joy. Bucurie. That Jesus gives. Pe care Iisus ni le dă. The title of my message this morning is Looking unto Jesus. Subiectul meu în această dimineață este să privim la Isus. Our text is found in Hebrews, the 12th chapter. Textul nostru se găsește în capitolul 12 din Cartea Evrei. Looking unto Jesus. Să privim la Isus. We find peace. Găsim pace. Looking unto Jesus. Când privim la Isus. We find confidence for the future. Găsim încredere pentru viitor. Looking unto Jesus. Când privim la Isus. We find hope. Găsim speranță. Hope for today. Speranță pentru azi. Hope for tomorrow. Speranță pentru and hope mâine. Forever. Speranță pentru totdeauna. The Bible says in Hebrews chapter 12. Biblia spune în Evrei capitolul 12. Verse 2. Versetul 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Să ne uităm la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Who for the joy that was set before him. Care pentru bucuria care era pusă înainte endured the cross, a suferit crucea, despising the shame, a disprețuit rușinea, and has sat down at the right hand of the throne of God. Și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Looking away from our problems, trebuie să nu ne mai uităm la problemele looking noastre, away from our difficulties, să ne întoarcem privirea de la dificultățile noastre Jesus ca să privim la Isus. Brings us peace. Asta ne aduce pace. Now there are four places not to look. Sunt patru locuri unde nu trebuie să ne uităm. The Bible says looking to Jesus. Biblia spune să ne uităm la Isus. Four places not
to look. Dar iată și patru locuri unde să nu ne uităm. First, do not look behind. Primul, nu, să nu ne uităm înapoi. If you look at your past, dacă ne uităm la trecutul nostru, the mistakes of the past are going to strangle your joy. Greutățile și greșelile din trecut vor sufoca bucuria noastră. Four places not to look. Patru locuri unde să nu ne uităm. See, if you look at your past, dacă te uiți la trecutul tău, one of two things are going to happen. Se va întâmpla unul din două lucruri. Either you're going to look at your past, fie că te vei uita la trecutul tău, see all of your mistakes, îți vei vedea toate greșelile făcute, feel very guilty about your past, te vei simți foarte vinovat pentru trecutul and tău, your joy will be strangled out. Și vei pierde, va pieri bucuria ta. Or you're going to look at your past. Sau poți să te uiți la trecutul tău. And when you look behind yourself, you can't make forward progress. Iar atunci când te uiți înapoi, nu mai poți să mergi înainte. Some people look at their past. Unii se uită la trecutul lor. And they're very proud of their accomplishments. Și sunt așa de mândri de realizările lor din trecut. And that pride keeps them from seeing the future as God wants them to see. Dar mândria aceasta îi împiede că să vadă viitorul așa cum l-ar vedea Dumnezeu. Four places not to look. Patru locuri unde să nu ne uităm. First, deci your past. Trecutul. The Apostle Paul talks about that. Apostolul Pavel vorbește despre aceasta. In Philippians chapter 3. În Filipeni capitolul 3. Paul talks about what's in the past. El vorbește despre ce este în trecut. Philippians chapter 3. Filipeni capitolul 3. Verse 13. Versetul 13. Because I do not count myself to have apprehended. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. But one thing I do. Dar fac un singur lucru. Forgetting the things that are behind. Uitând ce este în urma mea. Now notice what Paul says. Vedeți ce spune apostolul Pavel? I forget the things that are behind. Uit ce este în urma mea. Now Paul had a lot to forget. Sigur, Pavel avea multe lucruri pe care before trebuia să le uite. Before he became a Christian, he persecuted Christians. Înainte să fi devenit creștin, el i-a persecutat pe creștini. He dragged them out of their homes. El îi smulgea din casele lor. He beat them. Îi bătea. He was there when Stephen was stoned and hit with those rocks. El a fost acolo când Ștefan a fost împroșcat cu pietre și ucis. Now one thing the devil does. Un lucru pe care îl face diavolul. Is bring up the images of our past. Este să ne aducă în față amintiri din trecut. On the screen of our mind. Imagini din trecut pe ecranul minții. He brings up all of our mistakes. El ne aduce în față toate greșelile. All of our failures. Toate erorile, toate eșecurile. And the apostle Paul could very easily become so guilty and depressed because of his past. Datorită trecutului său ar fi fost foarte ușor pentru Pavel să devină deprimat. Hadn't he been a persecutor of Christians? Nu fusese el persecutorul creștinilor? Hadn't he seen many people killed at his own hands? Nu fusese el oameni pe care îi ucisese cu mâna lui? Hadn't he witnessed Stephen's martyrdom? Nu fusese el martor la martiriul lui Ștefan? Or Paul could have been very proud. Ah, sau Pavel ar fi putut să fie foarte mândru. He could have said, I'm a Jew. Sunt evreu. I followed the principles of Judaism. Am urmat în totul principiile iudaismului. I didn't eat any pork. N-am mâncat niciodată porc. I ate a healthful diet. Am avut o dietă atentă. I kept the Sabbath. Am păzit sabatul. I was faithful in my tithe. Am plătit zecimea cu credincioșie. Paul could have either been guilty or proud. Pavel ar fi putut să fie vinovat, but fie mândru. To Jesus. Dar a privit la Isus. He looked to Jesus. A privit la Isus. Now how do you forget your past? Cum să-ți uiți trecutul? I've had many people come to me and say, Pastor Mark. Mulți oameni au venit la mine și au spus, Pastore Finley. I am so chained with my past. Sunt înlănțuit în trecutul meu. I cannot move forward. Nu pot să fac niciun pas mai departe. Pastor Mark, I'm so chained with my past. Pastore Finley, sunt înlănțuit în trecutul meu. How do you forget your past? Cum poți să uiți trecutul? How do you leave your past behind? Cum poți să lași trecutul în urmă? The Apostle Paul tells us here in Philippians 3. Apostolul Pavel ne spune cum se face asta, Filipeni 3. Verse 14. Versetul 14. Forgetting the things that are behind. Uitând lucrurile că verse 14, versetul 14. I press toward the goal for the prize of the upward call in God of Christ Jesus. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. The way you forget the past. Calea ca să uiți trecutul. Is by filling your mind with Jesus. Este să umpli mintea ta cu Iisus. As the word of God fills your mind. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu îți umple mintea. As the living Christ enters your life.
Atunci când Isus cel viu intră în viața ta, you do not look behind. Nu te mai uiți înapoi. Because the more you look behind, cu cât te uiți înapoi, the less you can make forward progress. Este cu atât mai greu să înaintezi. A couple months ago, cu câteva luni în urmă, my daughter called me and my wife. Soția și soția, scuzați-mă, fiica m-a sunat pe mine și pe soția mea. She is a physician. Ea este medic. And her husband is a physician. Și soțul ei este medic. And they had to attend a medical conference. Trebuia ca ei să meargă la o conferință medicală. So they said to us, așa că ne-au spus, would you come down and take care of the grandchildren for about 5 days? Ați putea să veniți la noi și timp de 5 zile să aveți grijă de nepoți? So we arranged our schedule to come down and take care of our grandchildren. Și ne-am făcut planul așa ca să putem să mergem să avem grijă. Our granddaughter Shay is 6 years old. Shay is her name. She's 6 years old. Este o fată, Shay, care are 6 ani. And Aiden is 5 years old. Aiden are 5 ani. Now they love to play outdoors. Le place foarte mult să se joace pe afară. And they love to ride their scooters. Și au scutere și le place foarte mult să meargă cu ele. Now they go fast on their scooters. Și merg repede cu ele. I mean really fast. Foarte repede. So the only way we can keep up with them, singurul mod de a-i ține, is I ride the bicycle beside their scooters. Este ca eu să merg cu bicicleta în spatele lor. And my wife goes to the end of the road to be sure no cars are coming. Iar soția stă la capătul drumului ca să fie sigură că nu trec mașini. Now the goal that my wife and I have when we take care of our grandchildren is this. Țelul nostru atunci când avem grijă de nepoți este acesta. Deliver them back to their parents still alive. Să-i dăm înapoi în viață părinților. That's our goal. Asta este ținta noastră. We want to deliver them back to the grandparents like we found them when we got them. Să le dăm înapoi pe copii părinților cum i-am găsit. Nothing scares me more than these kids going on their scooters. Nu este nimic care să mă îngrozească mai mult când îi văd cum merg. Now the problem is this. Problema este aceasta. When Aiden is on his scooter, când Aiden aleargă, and I am riding behind him on the bicycle. Și eu cu bicicleta sunt he în urma keeps lui. Looking back. El se uită tot timpul în urmă. And I keep yelling at him. Și țip la el. Aiden, don't look back. Nu te uita înapoi. He's going so fast. Merge așa de and repede. He keeps looking back. Și se uită înapoi. And so one day we're riding and he's riding on the scooter. Într-o zi el alerga pe. And I'm riding behind him on the bicycle. Și eu sunt în spatele lui pe bicicletă. I'm 71 years old. Am 71 de ani. Riding as fast as I can. Și am pedalat cât am putut de repede. Years old. Are 6 ani. And he's going so fast. Și merge așa and de repede. He keeps looking back. Și tot timpul se uită înapoi. Aiden, don't look back. Țip la el. Aiden, nu te uita înapoi. He's speeding by mailboxes, trece pe lângă cutia poștală, speeding by parked cars, trece pe lângă mașinile parcate, and he's looking back. Și se uită înapoi. As he looks back, și când se uită înapoi, he steers off the path, întoarce ghidonul de pe cărare, hits the grass, intră pe iarbă, goes flying over his scooter, și he flies off the scooter, și zboară peste, scrapes his legs, își jolește picioarele, and is lying on the sidewalk crying all bloody. Și este trântit la pământ, zgâriat și plânge plin de sânge. And I'm thinking, oh no. Ah, tocmai acum. I run up to him. Am fugit la el. Check his arms, check his legs. I-am verificat mâinile, picioarele. Find out that there's nothing broken. Nu e nimic rupt. Now I have to teach him a lesson. Și acum trebuie să-i dau o lecție. He's got a little scraped knee, but he's fine. Are genunchiul zgâriat, julit, dar o să treacă. I say to Aiden. Aiden. Why did you crash? De ce ai căzut? Grandpa. Bunicule. I was going too fast. Am mers prea repede. No, Aiden. Nu, Aiden. That's not why you crash. Nu ăsta e motivul. Aiden, why did you crash? Aiden, de ce ai căzut? I have to make this as a teaching moment now. Am vrut să fie o ocazie să le duc. Once my heart stops beating, then I know he's still alive. Now I got to teach him something. Acum dacă inima bate, înseamnă că e în viață și trebuie să-i dau o lecție. Aiden. Aiden. Why did you crash? De ce ai avut accident? Grandpa. Bunicule. I was looking back. Mă uitam înapoi. Grandpa. Bunicule. I shouldn't be looking back. Nu trebuia să mă uit înapoi. Did you ever crash because you were looking back? Ați avut vreodată vreun accident pentru că vă uitați înapoi? God has so much he wants to do in your life. E atât de mult ce Dumnezeu dorește să facă în viața voastră prin God iubire. Wants to give you peace. Vrea să vă dea pace. And rest. Și odihnă. And forgiveness. Și iertare. God has for you an incredible future. Dumnezeu are pentru voi un viitor incredibil. But if you keep looking back,
Dar dacă vă tot uitați înapoi, at all your failures, cu toate greșelile voastre, I have some parents that come to me. Vin uneori la mine părinți. They say, Pastor, și îmi spun, pastore, my children didn't turn out the way I wanted them to turn out. Copiii mei n-au ieșit așa cum aș fi vrut să iasă. I failed so much in my past. În trecut am greșit așa de mult. I have husbands and wives talk to me how they failed in their marriage. Soț și soția au venit să vorbească cât și-au greșit unul la altuia în căsnicie. I have business people come to me. Vin la mine oameni de afaceri. They say this business failed, that business failed. Și îmi spun, firma asta a căzut, firma cealaltă a căzut. The more you look at your past, cu cât te uiți mai mult la trecutul tău, the more you let your failures dominate your life, cu cât lași ca eșecurile din trecut să domine viața ta, the less you can do in the future, cu atât faci mai puțin pentru viitor. The Bible says, looking to Jesus, Biblia spune, privind la Isus, looking to Jesus, să ne uităm la Isus, there is hope. Este speranță. Looking to Jesus, we have new courage. Să privim la Isus înseamnă să avem speranță. Four places not to look. Patru locuri unde să nu ne uităm. First, your past. Primul, trecutul. Second, al doilea, don't look too far in the future. Nu vă uitați prea departe în viitor. You see, if you look too far in the future, vedeți, dacă vă uitați prea departe în viitor, you're going to be so worried about the things that might happen that will never happen. O să vă îngrijorați de o mulțime de lucruri care de fapt nu o să se întâmple niciodată. Now Jesus tells us, don't look too far in the future. Iisus ne spune de asemenea să nu ne uităm prea departe în viitor. Take your Bible and turn to Luke chapter 21. Luca 21. Luke chapter 21. Luca 21. And we find it here in Luke 21 verse 26. Luca 21 cu 26. Some people are always worrying. Sunt oameni care se îngrijorează mereu. They're always worrying about things that might take place. Ei se neliniștesc mereu de lucruri care ar putea să se întâmple. They're always concerned about what might happen in the future. Ei sunt întotdeauna îngrijorați de ce s-ar putea întâmpla în viitor. Chapter 21. Capitolul 21, verse 26. Men's hearts failing them for fear. Oamenii își vor da sufletul de groază. And for the expectation of those things that might come upon the earth. În așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. What are these people worried about? De ce se îngrijorează oamenii aceștia? Why are they so anxious? Ce îi neliniștește așa de mult? They're worried about things that might happen. Ei sunt îngrijorați de lucruri care s-ar putea întâmpla. They're fearful about the things that are coming on the earth. Ei sunt înfricoșați de lucrurile care ar putea să vină pe pământ. I was coming to preach at an ASI meeting. Odată am predicat la o convenție ASI. It was a large meeting in America. Era în America, era o participare mare. And a lay person caught me by the arm as I was walking. Și un membru al bisericii a venit și m-a prins de braț în timp ce mergeam. He began telling me about all the problems of the world. Și a început să-mi vorbească despre toate problemele lumii. He began talking about the time of trouble. A început să-mi vorbească despre timpul de încercare. He began talking about all the beasts of Revelation. Despre toate fiarele din Apocalipsă. And I could see he was so worried. Și se vedea că omul era foarte îngrijorat. Și i-am spus, why are you so worried? De ce ești așa de îngrijorat? Jesus is still in control. Iisus conduce încă universul. Why are you so worried? De ce ești așa neliniștit? Why are you so concerned about the future? De ce ești așa preocupat de viitor? Jesus is still on his throne. Iisus este încă pe tronul lui. Jesus has not given up this world yet. Iisus n-a abandonat încă lumea asta. This man was talking more about beasts than he was about Jesus. Omul ăsta vorbea mai mult despre fiare decât despre Isus. And he said to me, și mi-a spus, aren't you worried? Tu nu ești îngrijorat? Aren't you concerned about the future? Nu ești preocupat de viitor? And I said to him, și i-am spus, I am not looking at beasts, I am looking at Jesus. Nu mă uit la fiare, mă uit la Isus. Four places not to look. Patru locuri unde să nu vă uitați. One, don't look too far behind yourself. Nu vă uitați prea mult înapoi. You'll just be filled with guilt. O să fiți umpluți de vinovăție. Second, don't look too far in the future. Nu vă uitați prea departe în viitor. You'll be filled with worry. O să vă umpleți de neliniște. Looking to Jesus. Uitați-vă la Isus. He forgives my past. El îmi iartă trecutul. Looking to Jesus. Când mă uit la Isus. He gives me power to live today. Îmi dă putere să trăiesc azi. Looking to Jesus. Când privesc la Isus. He gives me confidence in the future. Îmi dă încredere pentru viitor. Four places not to look. Patru locuri unde să nu te uiți. I look at my past. Nu în trecut. I'd be filled with guilt. M-aș umple de vinovăție. I don't look too far at the future. Nu prea departe în viitor. I'll be filled with fear. M-aș umple de frică. I don't look too far within my heart. Și nu privi prea mult în inima ta. The Bible says, Biblia spune, that there certainly is a time for self-examination.
Sigur, este un timp în care să ne cercetăm pe noi înșine. But the more you look within your heart, dar cu cât te uiți mai mult în inima ta, the more you'll see weakness. Cu atât mai mult vei vedea slăbiciuni. The Bible, the more you'll see the all the sinfulness of your nature. Cu atât vei vedea mai mult păcătoșenia naturii tale. The Bible says don't look within too much. Biblia spune să nu ne uităm așa de mult în inimă. 1 John chapter 3. 1 Ioan capitolul 3. 1 John chapter 3. Here's your Bible text. Iată textul biblic pentru voi. That talks about looking within. Textul care vorbește despre uitarea înăuntru. 1 John chapter 3. Verse 20. For if our heart condemns us, în orice ne osândește inima noastră, God is greater than our heart. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. When I look within, what do I see? Dacă mă uit înăuntru, ce văd? I see weakness. Slăbiciune. When I look within, what do I see? Când mă uit înăuntru, ce văd? I see sinfulness. Păcătoșenie. When I look within, what do I see? Când mă uit înăuntru, ce văd? A fallen human nature. Natura umană căzută. But when I look to Jesus, what do I see? Dar când mă uit la Iisus, ce văd? I see forgiveness. Văd iertare. I see grace. Văd har. I see mercy. Văd îndurare. I see power. Văd putere. I see strength. Văd tărie. A number of years ago I was teaching university students. Cu câțiva ani în urmă predam unor studenți de la universitate. And there was one student on our campus. Și în campus era un student. He was very, very thin. Era extrem de slab. And I began to talk to that student. Și am început să stau de vorbă cu el. And everything he believed he did was wrong. Și el credea că tot ce a făcut până acum era greșit. If he would sit down and eat a meal, dacă stătea să mănânce, he would say, I think I ate too much. Spunea, cred că am mâncat prea mult. I think I ate the wrong kind of foods. Cred că n-am mâncat ce trebuie. At times he would lie in his bed at night. Seara stătea întins în pat. And he would think, I can never be saved. Și se gândea, n-o să fiu mântuit niciodată. He was looking within. Se uita înăuntru. He looked at his weakness rather than Jesus' strength. Se uita la slăbiciunea lui în loc să se uită la puterea lui Isus. He became so guilty. S-a simțit așa de vinovat. That eventually he gave up his Christian faith. În cele din urmă a abandonat credința creștină. Why? De ce? He was looking in the wrong place. Pentru că se uita unde nu trebuia. He was looking within rather than looking to Jesus. Se uita înăuntru lui în loc să se uite la Isus. Don't look behind. Nu vă uitați înapoi. Don't look too far before. Nu vă uitați prea mult înainte. Don't look within. Nu vă uitați înăuntru prea mult. See, the devil wants to get you looking in the wrong place. Satana vrea să vă facă să vă uitați unde nu trebuie. He wants you to look to your past. Vrea să vă facă să vă uitați la trecut. All your failures. La toate greșelile. And be paralyzed with guilt. Și să fiți paralizați de vinovăție. He wants you to look to the future. Vrea să vă uitați în viitor. And be so worried and anxious. Și să fiți neliniștiți și îngrijorați. He wants you to look within. Vrea să vă uitați înăuntru. And feel so weak. Și să vă simțiți atât de slabi. There's another place the devil wants you to look. Iată încă un loc unde Satan ar vrea să vă uitați. And that's at other people. La alți oameni. Has anybody ever let you down? V-a dezamăgit vreodată cineva? Has anybody ever disappointed you? V-a făcut cineva rău? Have you ever said, I am going to just totally give up Christianity? V-ați gândit vreodată, mai bine mă las de credință? Because look at what those other people in the church do. Uite ce fac ceilalți din biserică. Those other people in the church criticize me. Mă critică cei din biserică. Those other people in the church are hypocrites. Cei din biserică sunt niște farisei. Here's a pastor. Iată-l și pe pastor. Who should have known better. Ar trebui să știe mai bine. But he got angry on the church board. Dar se supără, se mânie pe comitetul bisericii. Here's a pastor. Iată alt pastor. Who should have known better. Ar trebui mai bine să. And he left his wife for somebody else. Dar și-a lăsat soția și a plecat cu altcineva. Here's a Sabbath school teacher. Iată-l pe instructorul de școală de sabat. Iată-l pe presbiter. They cheated somebody else in business. L-a înșelat pe cineva într-o afacere. If that's what Christianity is about, I don't want to have anything to do with it. Dacă asta înseamnă creștinismul, nu-mi trebuie. If that's what Christians are like, I'm going to leave the church. Dacă așa sunt creștinii, plec din biserică. You know, the Bible gives to us a Bible text about that. Avem în Biblie un text despre asta. Take your Bible and turn to the book of Corinthians. Corinteni. 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinteni capitolul 10. And notice we will read a text about
what scripture says, 2 Corinthians chapter 10 verse 12. 2 Corinteni capitolul 10 versetul 12. The apostle Paul talks about people that look at other people. Apostolul Pavel vorbește aici despre oameni care se uită la alții. What's the problem when we look at our past? Care e necazul atunci când ne uităm We're la trecut? Looking in the wrong place. Ne uităm unde nu trebuie. Well, what's the problem when we look too far in the future? Care e problema când ne uităm prea departe înainte? We're looking at the wrong place. Ne uităm unde nu trebuie. What's the problem when we look within? Care e problema când ne uităm înăuntru? We're looking at the wrong place. Ne uităm unde nu trebuie. What's the problem when we look to other people? Care e problema când ne uităm We're la alții? Looking at the wrong place. Ne uităm unde nu trebuie. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. 2 Corinteni capitolul 10 versetul 12. For we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. N-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. But they measuring themselves by themselves. Dar ei prin faptul că se măsoară cu ei înșiși. And comparing themselves among themselves are not wise. Și se compară unii cu alții sunt fără pricepere. What is Paul saying here? Ce spune apostolul Pavel aici? He is saying this. Spune asta. That when you spend your life looking at other people. Că atunci când îți petreci viața uitându-te la alții, they are going to let you down. Ei, lucrul acesta te va face they să cazi. Are going to disappoint you. Ei te vor dezamăgi. But looking to Jesus, dar atunci când te uiți la we Iisus, find hope. Găsești speranță. Looking to Jesus, we find courage. Când te uiți la Iisus, capeți curaj. If you've never been disappointed by somebody else, dacă n-ai fost niciodată dezamăgit de cineva, get ready. Pregătește-te. Somebody very soon is going to disappoint you. Nu va trece mult și cineva te va dezamăgi. And if that is where you're looking, și dacă te uiți la oameni, it will crush your faith. O să zdrobească credința. Was Jesus ever let down by people around him? A fost vreodată Iisus abandonat de cei din jur? Was Jesus ever disappointed by people around him? A fost vreodată Iisus dezamăgit de cei din jur? Did one of his disciples, Judas, betray him? Unul dintre ucenici, Iuda, l-a trădat? Did one of his disciples, Peter, deny him? A fost unul dintre ucenici, Petru, care l-a renegat? Did the people Jesus came to save reject him? A fost vreunul dintre ucenici, dintre cei pe care i-a chemat, pe care l-au respins? Does the Bible say that all of the disciples forsook him and fled? Spune Biblia că toți ucenicii l-au părăsit și au fugit? What was Jesus' attitude? Care a fost atitudinea lui Isus? Was Jesus' attitude, if those close to me denied me, I will give up the Christian faith? A fost această atitudinea lui Isus, dacă cei apropiați mie mă tăgăduiesc, o să abandonez credința. Not at all. Câtuși de puțin. We're not looking to people around us. Nu trebuie să ne uităm la oamenii din jurul nostru. When people around us let us down. Atunci când cei din jurul nostru ne abandonează. When Christians who should know better disappoint us. Atunci când creștini care ar trebui să știe să facă mai bine ne dezamăgesc. We're not looking there. Nu trebuie să ne uităm We're acolo. Looking to Jesus. Ne uităm la Isus. If you look to your past, dacă te uiți la trecutul you'll tău, be filled with guilt. O să fii umplut de vinovăție. If you look to the future, dacă te uiți la viitor, you'll be filled with worry. O să te umpli de neliniște. If you look within, dacă te uiți înăuntru, you'll be filled with weakness. O să fii plin de slăbiciune. If you look at others, dacă te uiți la you'll alții, be filled with disappointment. O să fii plin de dezamăgire. But if you look to Jesus, dar dacă privești la Isus, if you look to Jesus, dacă privești la Isus, Hebrews chapter 12 verse 2. Evrei capitolul 12 looking unto Jesus, să ne uităm la Isus, the author and the finisher of our faith. Începătorul și desăvârșitorul credinței noastre. Let me take you on a journey. Aș vrea să veniți cu mine într-o călătorie. A journey through the entire book of Hebrews in a few moments. O călătorie prin toată cartea Evrei în câteva momente. When we look to Jesus, what do we see? Atunci când privim la Isus, ce in vedem? In Hebrews chapter 1. În Evrei capitolul 1. We see Jesus as the divine Son of God. Îl vedem pe Isus ca fiul divin al lui Dumnezeu. We see Jesus as the almighty creator. Îl vedem pe Isus creatorul atotputernic. We see Jesus as the one who holds the world in his hands. Îl vedem pe Isus cel care ține lumea în mâna lui. And we say if Jesus is our creator. Isus este creatorul nostru. If he is all powerful. Dacă este creatorul nostru. If he can hold the world in our hands. Lumea în mâna lui. If he is the divine son of God. Dacă este fiul divin al lui Dumnezeu. I can trust him fully.
Pot să mă încred în el pe deplin. If he created the world, dacă a creat lumea, if he created the universe, a creat universul, he can take care of my life. Cum să nu aibă grijă și de viața mea? In Hebrews chapter 2, în Evrei capitolul 2, the Son of God, Fiul lui Dumnezeu, becomes the Son of Man. Devine Fiul omului. In Hebrews 1, în capitolul 1, he is the Almighty Creator. El este creatorul atotputernic. În capitolul 2, he is our Savior. Este mântuitorul nostru. He dwells in human flesh. El a locuit în carne omenească. He overcomes the principalities and powers of hell. El a învins puterile iadului. He triumphs over Satan. El a triumfat asupra lui Satan. In Hebrews chapter 2. În capitolul 2 din Evrei. He is the Son of Man. Este Fiul omului. Dwelling in human flesh. Locuind în corp omenesc. Triumphing over the principles of and powers of hell. Câștigând biruința asupra stăpânitorilor și puterilor he iadului. He is the one who dies for us. El este cel care moare pentru noi. The one who pardons our sins. Ca să ne ierte păcatele. The one who gives us power to live a new life. El este cel care ne dă puterea să trăim o viață nouă. In Hebrews 1, he is the creator. În capitolul 1, el este creatorul. In Hebrews 2, he is the redeemer. În capitolul 2 este răscumpărătorul. In Hebrews 3, în capitolul 3, he is our high priest. Este marele nostru preot. The one who created me. E cel care ne-a creat. The one who died for me. Cel care a murit pentru noi. Lives in heaven for me. Trăiește în ceruri pentru noi. In Hebrews chapter 3. În capitolul 3 din Evrei. He is alive. El este viu. He is the living high priest. El este un mare preot viu. Now from Hebrews 4 to Hebrews 13. Apoi de la capitolul 4 până la 13. Every chapter tells us what the high priest wants to do for us. Fiecare capitol ne spune ce vrea să facă acest mare preot pentru noi. Every chapter from Hebrews 4 to Hebrews 13. Fiecare capitol de la 4 la 13. Tells us how every day we can feast in the banquet hall of heaven. Ne spune cum în fiecare zi avem dreptul să stăm la banchetul cerului. In Hebrews chapter 4. În capitolul 4. He is the high priest that gives us rest for our souls. El este marele nostru preot care ne dă odihnă pentru suflet. Look at Hebrews chapter 4. Să privim la capitolul 4. God 4. Has something special for you. Iisus are ceva special pentru tine. Jesus is the high priest. Iisus este marele preot. That gives us rest for our souls. Care ne dă odihnă. That gives us calmness for our worry. Ne dă calm și liniște. What does our high priest give to us? Ce ne dă deci acest mare preot? Hebrews 4 verse 9. 4 cu 9. There remains a rest for the people of God. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Is your heart anxious? Este inima voastră neliniștită? Are you filled with worry? Sunteți plin de neliniște? Does the future appear uncertain? Viitorul vi se pare nesigur? Is there a loved one? E vorba de cineva iubit? Hanging between life and death this morning? În dimineața aceasta se zbate între viață și moarte? There is a rest for the people of God. Este odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Our high priest. Marele nostru preot. Wants to hold you in his arms. Vrea să te țină în brațele sale. And give your heart rest. Și să dea inimii tale odihnă. In chapter 1 of Hebrews. În capitolul 1 din Evrei. He is the almighty creator. El este creatorul atotputernic. In chapter 2. În capitolul 2. He is the loving redeemer. El este un răscumpărător iubitor. In chapter 3. În capitolul 3. He is our high priest. Este marele nostru preot. What does our high priest give us? Ce ne dă marele nostru preot? In chapter 4 he gives us rest. În capitolul 4 ne dă odihnă. In chapter 5. În capitolul 5. He is the one who understands us. El este cel care ne înțelege. The one that knows the needs of our hearts. Cel care înțelege nevoia inimii noastre. The one that cries with us. Este cel care plânge cu noi. The one that sympathizes with cel us. Cel care are înțelegere. The cu one noi. That gives us compassion. Este cel care are compasiune pentru Hebrews noi. Hebrews chapter 5. Capitolul 5 din Evrei. Verse 1. Versetul 1. For every high priest. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu. Versetul 2. He can have compassion on those that are ignorant and going astray. El poate fi îngăduitor sau milos cu cei neștiutori și rătăciți. Pentru că și el este cuprins de slăbiciune. This Christ, acest Hristos, who is our high priest, care este marele nostru preot, once dwelt in human flesh, odată a trăit în corp omenesc. He knows pain.
Cunoaște durerea. He knows suffering. Cunoaște suferința. Who is this high priest in chapter 5? Cine este acest mare preot din capitolul 5? He is the one who has compassion upon us. Este cel care are milă de noi. The one who cries with us. Cel care plânge cu noi. The one whose heart is broken with us. Cel a cărui inima este zdrobită cu noi. The one who suffered suffers with us. Cel care a suferit suferă cu noi. The one who experienced pain on the cross is pained with us. Cel care a cunoscut durerea pe cruce este în durere cu noi. Who is this high priest? Cine este acest mare preot? What does it mean to look to Jesus? Ce înseamnă să privești la Isus? We look to him and he is our creator. Privim la el, este creatorul. We look to him and he is our redeemer. Privim la el, este răscumpărătorul nostru. We look to him and he is our high priest. Privim la el, este marele nostru preot. He gives us rest. Ne dă odihnă. He is the one who has compassion upon us. Are milă de noi. In chapter 6. În capitolul 6. This Jesus is the one that is bound to us by a promise that can never be broken. Acest Isus este legat de noi printr-o promisiune pe care nu o va rupe niciodată. Verse 18, chapter 6. 18. Versetul 18 din capitolul 6. That by two immutable things it's impossible for God to lie. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. What are those two immutable things? Care sunt cele două lucruri care nu se What pot schimba? Are they? Care sunt? His oath and his covenant. Jurământul său și legământul By său. By two immutable things that is impossible for God to lie. Prin două lucruri care nu se pot schimba pentru că e cu neputință ca Dumnezeu that să mintă. That we might have strong consolation. Ca să avem o puternică îmbărbătare. Who have fled for refuge. Noi, a căror scăpare este să apucăm to lay hold of the hope set before us. Să apucăm nădejdea care ne este pusă înainte. This hope we have. Această nădejde. As an anchor of the soul. O avem ca o ancoră a sufletului. What does our high priest invite us to do in chapter 6? Ce ne invită marele nostru preot să facem în capitolul 6? To flee for refuge to the sanctuary. Să alergăm pentru refugiu la sanctuar. He has pledged his love for us. El s-a angajat să ne iubească. In Christ. În Hristos. We find refuge. Găsim un adăpost, in refugiu. Christ, în Hristos, we find security. Găsim siguranță. In Christ, we find hope. În Hristos găsim speranță. In chapter 6 of Hebrews, în capitolul 6 din Evrei, our high priest, marele nostru preot, offers us, ne oferă, hope for our souls. Speranță pentru sufletul nostru. In chapter 6, în capitolul 6, we are bound to Christ. Suntem legați de Hristos. By ties that can never be broken. Prin legături care nu pot să fie rupte. In chapter 7, în capitolul 7, he is the one who intercedes for us. El este cel care mijlocește pentru noi. Your name is on his lips. Numele tău e pe buzele sale. Your burdens are in his heart. Poverile tale sunt în sufletul său. Do you feel weak? Te simți slabă? Jesus is interceding for you. Iisus mijlocește pentru tine. Do you feel discouraged? Te simți descurajat? Jesus is interceding for you. Iisus mijlocește pentru tine. Are you tine. About ready to give up hope? Te gândești să abandonezi speranța? Jesus is interceding for you. Iisus mijlocește pentru tine. In chapter 1. În capitolul 1. He is our creator. El este creatorul. In chapter 2. 2. He is our redeemer. Răscumpărătorul. In chapter 3 of Hebrews. He is our high priest. Marele nostru preot. In chapter 4. 4. He gives us rest for our soul. Ne dă odihnă. Chapter 5. 5. He has compassion upon us. Are milă de noi. In chapter 6. 6. He is bound to us by ties that cannot be broken. E legat de noi prin legături care nu se pot rupe. In chapter 7. 7. He intercedes for us. Mijlocește pentru in noi. In chapter 8. Capitolul 8. He writes his law in our heart and in our mind. Scrie legea lui în inima și în mintea noastră. He writes his law in our minds so we know it, and he writes his law in our hearts so we love it. Scrie legea lui în mintea noastră ca să o știm și scrie legea lui în inima noastră ca să o iubim. In chapter 8. În capitolul 8. He does for us what we could never do for ourselves. Face pentru noi ceea ce noi n-am putea să facem vreodată. He makes us over again. El ne face întregi din nou. You become the man you always wanted to be. Și devii acel bărbat cum ai vrut întotdeauna să fii. Become the woman you always wanted to be. Și devii femeia care ai vrut întotdeauna să fii. He changes us from within. El ne schimbă din interior. In chapter 9. În capitolul 9. He is the Jesus. El este Isus. That will purge the universe from sin. Care va curăți
tot universul de păcat. In chapter 9. În capitolul 9. He is the Jesus that will make all things new. Este acest Isus care va face toate lucrurile noi. In chapter 10. În capitolul 10. He is the God that will hold your hand. El este Dumnezeul care te ține de mână. He is the Christ that will never let you go. El este acel Hristos care nu te va abandona niciodată. In chapter 11. În capitolul 11. He is the one that has given his people faith in every crisis of their life down through the ages. El este Hristosul care le-a dat oamenilor credinței putere și credință în toate situațiile din viața lor. Să ne uităm la Isus. Să ne uităm la Isus. Faith fills our hearts. Ei au simțit inima plină. Looking to Jesus. Privind la Isus. We never give up. Niciodată nu ne dăm bătuți. Hebrews chapter 11. Evrei 11. Is the story of men and women down through the ages that Christ gave them faith. Este istoria bărbaților și femeilor din toată istoria cărora Isus le-a dat credință. In chapter 12. În capitolul 12. Cartea Evrei. Jesus our high priest. Isus marele nostru preot. Gives to his people a kingdom. Le dă copiilor săi o împărăție. One day the kingdoms of this earth will crumble and fade away. Într-o zi toate împărățiile acestui pământ se vor destrăma și vor dispărea. One day the kingdoms of this earth will be gone forever. Într-o zi toate împărățiile acestui pământ vor fi dispărute. But there is an eternal everlasting kingdom. Dar există o împărăție veșnică. Sickness will be no more. Acolo nu va fi boală. Sorrow will be no more. Nu va mai fi întristare. Suffering will be no more. Nu va fi suferință. War will be no more. Război nu va mai fi. Poverty will be no more. Sărăcie nu va mai fi. Disaster will be no more. Nu vor fi dezastre. One day, într-o zi, God will give his people his kingdom. Dumnezeu va da poporului său împărăția. In Hebrews chapter 12. În capitolul 12. We are looking to Jesus. Privim la Isus. We are looking for an eternal everlasting kingdom. Și așteptăm o împărăție veșnică. In Hebrews chapter 13. Și în capitolul 13. Jesus finishes the job that he started. Isus termină ceea ce a început. Jesus never starts something that he doesn't finish. Isus niciodată nu începe ceva și să lasă neterminat. What does it mean in Hebrews when it says look to Jesus? Ce înseamnă în evrei când se spune să ne uităm la Isus? In chapter 1. În capitolul 1. We look to the Jesus who's our creator. Ne uităm la Isus creatorul. In chapter 2. În capitolul 2. We look to the Jesus who's our redeemer. Ne uităm la Isus răscumpărătorul nostru. In chapter 3. În capitolul 3. We look to the Jesus who is our high priest. Ne uităm la Isus care este marele nostru preot. In chapter 4. În capitolul 4. We look to the Jesus who gives us rest. Ne uităm la Isus care ne dă odihnă. In chapter 5. Capitolul 5. We look to the Jesus who has compassion upon us. Privim la Isus care are milă de noi. Chapter 6. Capitolul 6. We look to the Jesus who's bound to us with an eternal oath. Ne uităm la acest Isus care este legat printr-un jurământ veșnic de noi. Capitolul 7. We look to the Jesus who intercedes for us. Ne uităm la acest Isus care mijlocește pentru noi. The Jesus whose name, our name is on his lips. Ne uităm la acest Isus care are numele nostru pe buzele sale. He bears our burdens in his heart. Și duce poverile noastre pe sufletul său. He sees every tear. El vede fiecare lacrimă. He knows every heartache. El știe fiecare sfârșire de suflet. Capitolul 8. He is the Jesus that makes us like himself. El este Isus care ne face să fim ca el. He writes his law in our heart and mind. Scrie legea lui în mintea și în inima noastră. He is the Jesus. Este acel Isus. Makes us the men and women we want to be. Care ne face bărbații și femeile care dorim să fim. In chapter 9. În capitolul 9. He purges the universe from sin. El curățește tot universul de păcat. Chapter 10. Capitolul 10. In the trials of life. În încercările vieții. In the heartache of life. În necazurile vieții. We can have full assurance in him. Putem să avem deplină siguranță în el. He holds us and never lets us go. El ne ține și niciodată nu ne va lăsa. Chapter 11. Capitolul 11. He gives us faith. Ne dă credință. Faith to stand through the trials. O credință care rezistă la încercări. In chapter 12. Capitolul 12. He restores the kingdom. El restaurează împărăția. In chapter 13. Capitolul 13. He finishes the work that he started in us. Încheie lucrarea pe care a început-o noi. Looking unto Jesus. Să privim la Isus. Looking unto Jesus. Să privim la Isus. Looking unto Jesus. Să privim la Isus. We don't look to our past. Nu la trecut. We don't look to the future. Nu la viitor. We don't look within our hearts. Nu în noi. We don't look at others. Nu la ceilalți. Where do we look? Unde să privim? We look to Jesus. Să privim la Isus. We look to Jesus. Să privim la Isus. Many years ago. Cu mulți ani în urmă. In the Second World War. În al doilea război mondial. Hitler's planes were bombing London. Hitler a făcut planuri să bombardeze Londra. London was burning. Londra era în flăcări. A husband and wife. Soț și soție.
and their three children și cei trei copii ai lor were huddled in the home. S-au înghesuit unii în alții în casa lor. The ground was shaking. Pământul se cutremura. Bombs were exploding in the sky. Bombele explodau. London was burning. Londra era în flăcări. One of those bombs una dintre aceste bombe hit that home. A lovit chiar casa aceea. Exploded. A explodat. The mother was killed instantly. Mama a fost omorâtă pe loc. Two children killed instantly. Doi copii au murit pe loc. The father and the 8-year-old girl got out of the house alive. Tata și o fetiță de 8 ani au reușit să iasă din casă vii. And father took his little girl to a bomb shelter. Și tatăl și-a luat fetița la un adăpost antiaerian. A cement bomb shelter. Din beton. Deep within the earth. Adânc în pământ. But as they were there that night, stând acolo noaptea aceea, the little girl was crying. Fetița plângea. The bombs were exploding. Bombele explodau mai she departe. Heard the thunder of the bombs. Auzea zgomotul asorzitor. She felt the earth shaking. Simțea pământul cutremurându-se. And her father put his arm around her. Și tata și-a pus brațul pe după ea. And he said, "Honey, go to sleep." Și a spus, scumpa mea, culcă-te. Daddy, I can't sleep. Tata, nu pot să dorm. I hear the bombs. Aud bombele. I'll hold your hand, honey. Am să te țin de mână, dragă. Go to sleep. Culcă-te. And through her tears, și prin lacrimi, the little girl said, fetița a spus, "Daddy, tăticule, Daddy, tăticule, turn your face toward me. Întoarce-te cu fața spre mine. Turn your face toward me. Întoarce-te cu fața la mine. Then I can sleep." Și așa o să pot să dorm. Jesus' face, fața lui Iisus, is turned toward you today. Este întoarsă spre tine astăzi. Look to Jesus. Privește la Isus. Look to Jesus. Privește la Isus. And find in him today. Și găsește în el the peace pacea your heart longs for. După care tânjește inima ta. Let's pray. Să ne rugăm. Să ne ridicăm. We stand. Father in heaven, Tatăl nostru care ești în ceruri, fill our hearts with your peace. Umple inima noastră cu pacea ta. Teach us not to look to our past. Învață-ne să nu ne uităm la trecutul nostru. Where we only will be filled with guilt or pride. Nu găsim acolo decât fie vinovăție, fie mândrie. Help us to look to Jesus. Ajută-ne să privim la Isus. Help us not be worried about the future. Ajută-ne să nu ne îngrijorăm cu privire la viitor. Help us look to Jesus. Să ne uităm la Isus. Oh Jesus. O Iisuse. Help us today. Ajută-ne astăzi not to look within our hearts, să nu ne uităm în inima noastră and only see weakness. Nu vedem decât slăbiciune acolo. Help us look to Jesus and see strength. Ajută-ne să ne uităm la Iisus și să vedem tărie. Help us not look to others, ajută-ne să nu ne uităm la alții and either criticize them, și nici să-i criticăm or become discouraged. Sau să ne descurajăm. Help us look to Jesus. Ajută-ne să privim la Iisus. Looking to Jesus, când privim la Iisus, may we see our all-powerful Creator. Să vedem acest Creator atotputernic. The one that holds the world in his hands. Cel care ține lumea în mâna sa. And the one that can hold us in his hands. Și cel care ne ține și pe noi în mâna sa. Looking to Jesus, să privim la Iisus. May we see our Redeemer. Să vedem pe răscumpărătorul nostru. The one that pardons our guilt. Cel care ne iartă vinovăția. Looking to Jesus, să privim la Iisus. May we see our High Priest. Să vedem pe mare the one that's in heaven for us. Cel care stă în ceruri pentru noi. Help us not live on cheese and crackers. Ajută-ne să nu mai supraviețuim cu brânză și covrici. May we feast on the banquet of heaven. Ci să sărbătorim banchetul cerului. Looking to Jesus. Să privim la Isus. May we find rest. Să găsim odihnă. And peace. Și pace. And strength. Și tărie. And joy. Și bucurie. Now and forevermore. Acum și pentru veșnicie. In Christ's name. În numele lui Isus. Amen. Amin. Am loc.